Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Da, și eu am rămas șocat. Am rămas șocat de la prima ședință cât de rău poate să doară niște vergeturi. Nu credeam. Nu, dar dacă mă făceai tare prima dată, mă învinețeam. Uite acum o doare. Am uitat să vă zic, să vă dau un feedback, pentru că acum este a doua ședință de masaj și vreau să vă spun că m-am simțit extraordinar după prima ședință, pentru că, efectiv, dimineața când m-am trezit, parcă mi s-a tras așa pielea, eram, nu știu, parcă eram mult mai mic în centimetri. Și carnea, pielea era mult mai tonifiată, mult mai tare, se întărise și, nu știu, m-am simțit foarte, foarte bine. Exact aici unde lucrează acum Alex, la burtă, chiar mi-am simțit pielea mult mai tonifiată. Și dacă slăbiți foarte, foarte mult, vă recomand să vă faceți masaje sau să vă dați voi acasă cu niște uleiuri, să încercați măcar să vă masați singur sau să rugați pe cineva, un prieten, pentru că pielea trebuie să stea tot timpul hidratată. Atunci când slăbiți sau când vă îngreșați foarte mult, trebuie să fiți foarte hidratați. Și vă scade și riscul de a vă apărea noi vergeturi, dacă aveți pielea hidratată în momentul în care slăbiți. Eu vergeturile astea le am de ani, de zile, de 15 ani, de când eram mic, de când am început să mă îngraș prima dată. Nu mi-au apărut acum. Nu mi-au apărut peste noapte. Și o să stau cu ele toată viața. Dar asta e. Și uite, acum nici mai mă doare, Alex, ca prima dată. E mult, mult mai bine. Las că nu uită. Ah, ce de ce? Dar nu mai mă doare, frate, super. Adică mă doare când dai tare, dar oricum prima dată am făcut ca naiba. Am chirăit de... Am vrut și cu maică mea azi și mi-a zis, bă, trebuie să te relaxezi, nu trebuie să stai încordat. Și tu mi-ai zis. Și vreau să le zic oamenilor că vergeturile astea nu prea trec niciodată, dar le putem ține așa. Sub control, prin masaje. Eu recunosc, n-am făcut masaje până acum deloc. Am vergeturi, am și roșii și albe, dar nu sunt atât de vizibile. Aici am mai mascat și cu niște tatuaje. Dar, da, asta e. Nu, da, lumea vrea să scape de vergeturi, frate. Toată lumea, îți dai seama, care are, vrea să scape. Și din păcate trebuie să le spunem oamenilor că vor rămâne cu vergeturile toată viața. Și trebuie să se obișnuiască. Dacă vor continua acțiile să se îngrașe pe o să sărbească și uite așa. Dar nu contează, ai făcut odată, ai slăbit odată brusc sau te-ai îngreșat odată brusc, ți-a crăpat pielea, ți-au făcut vergeturile și alea rămân așa, ci că prima dată se fac alea roșii și după aia, după un timp, câțiva ani, se fac albe. Și alea albe, ci că nu dispar niciodată, iar alea roșii le mai puteți diminua cu bronz. Liposupție și intrare de piele. E, lasă asta. La București, nu, mă, dar să le mai maschezi așa, te bronzezi. Dacă sunt roșii, la bronz se mai acoperă, știi? Când te bronzezi. Sau asta e a doua variantă. Da. Gratis, așa. Da. Masaje, bronzat. Trebuie să stați cu pielea hidratată. Păi da, să consumați multă apă, în primul rând, când sunteți la slăbit sau... Așa trebuie să... Acolo, măi, orice apă. Trebuie să consumați foarte multă apă, pentru că vă hidratează pielea apa. Masajele sunt doar un plus de hidratare.